România lui 2023, informații banale la care publicul a avut acces an la rând, au devenit în mod surprinzător clasificate. În luna martie, în timp ce președintele Iohannis călătorea în Asia cu un avion de lux al unei companii private, administrația prezidențială le-a transmis jurnaliștilor interesați că nu le va comunica nici costul de închiriere a aeronavei, nici numele firmei de transport la care a apelat, pentru că informațiile ar fi secrete. Voiam să vă întreb de ce nu sunt publice cheltuielile privind deplasările efectuate de administrația prezidențială. Fiindcă așa este legea. Mulțumesc. Ca să înțelegem cum funcționează mașinăria de secretizare fără preaviz a informațiilor de interes public, am făcut un test. Am cerut administrației prezidențiale să ne comunice costul primului zbor oficial al președintelui Iohannis, din ianuarie 2015. Erau informații pe care le aveam deja, de la aceeași instituție care obișnuia în trecut să le comunice la cererea oricărui jurnalist interesat. Paradoxal, în 2023, mi s-a răspuns că și acelea sunt secrete. Brusc ne-am trezit așadar în situația de a fi fost an la rând în posesia unor informații clasificate. Zăceau îngropate într-un e-mail cu antetul administrației prezidențiale, cu număr oficial de înregistrare și fără niciun avertisment de sensibilitate deosebită. Dimpotrivă, căci aici s-a ajuns, la aberanta situație în care date inofensive sunt trecute de-a valma la secret, doar pentru că ating o intersecție sensibilă, președintele țării și banii publici. Considerând că în mandatul președintelui Iohannis se poate crea un precedent periculos prin secretizarea nejustificată a unor informații importante în cântărirea eficienței cheltuirii banului public, am dat în judecată administrația prezidențială, cerând instanței să oblige statul la transparență. În programul cu care câștiga alegerile din 2014, Klaus Iohannis se prezenta promițător. Un președinte care pune cetățeanul înaintea statului. În cuvinte puține, să pui cetățeanul înaintea statului însemna respect și transparență în instituțiile publice. Hai să descoperim împreună o altfel de Românie, normală. Statul trebuie să fie mult mai transparent în raport cu proprii cetățeni, să dea socoteală de modul în care lucrează în beneficiul cetățenilor și de modalitatea în care cheltuie banul public. Se consemna cu claritate în paginile României lucrului binefăcut, programul său politic, iar primul mandat al lui Klaus Iohannis a început chiar așa. Începem un an nou în care va trebui să construim temeinic pentru ca speranța să devină realitate. În ianuarie 2015, în prima lună la Cotroceni actualului președinte, cerem administrației prezidențiale să facă o clarificare. Cum va proceda cu zborurile în vizitele externe, dat fiind că România nu mai avea o aeronavă oficială, iar contractul multianual cu Tarom fusese reziliat în 2013 de administrația Băsescu. Dornic să arate intrarea într-o nouă era a transparenței, staful de comunicare al președinției nu se limita atunci să răspundă doar tehnic la această întrebare, ci plusa cu un exemplu concret. Primul decont de deplasare externă din mandatul președintelui Iohannis. La data solicitării dumneavoastră a fost executată cu aeronavă specială aparținând Tarom cursa pe ruta București-Bruxelles-București, pentru care s-a încheiat un contract în perioada 15-16 ianuarie 2015 cu o valoare de 216.520,02 lei. Detalia Departamentul de Comunicare al Cotroceniului. Era vorba atunci de echivalentul a 49.000 de euro pe care nu-i ascundea nimeni. Undeva pe parcurs însă, cetățeanul nu doar că n-a ajuns să fie pus înaintea statului, dar a devenit chiar invizibil pentru același stat. Azi, întrebările jurnaliștilor puse în numele cetățenilor pe același subiect primesc un răspuns standard. L-am primit și noi când am întrebat inițial de zborul spre și dinspre Japonia, din martie anul acesta. Contractele pentru prestarea serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt documente clasificate, în integralitate, motiv pentru care nicio informație din cuprinsul sau asociată acestora nu poate fi comunicată. Corespondența dintre Recorder și administrația prezidențială pe tema zborurilor la nivel înalt a continuat însă dincolo de acest refuz și a inclus un test. Mai exact, pentru a vedea până unde merge suprasecretizarea în prezent, am revenit cu o întrebare din trecut. Putem afla măcar cât a costat deplasarea președintelui la Bruxelles din 15-16 ianuarie 2015, primul său drum extern, și cu ce companie a zburat atunci delegația?
iar răspunsul administrației prezidențiale a fost uluitor. O informație care era perfect transparentă în urmă cu 8 ani e azi secret de serviciu. Vorbim de aceeași informație, de aceeași instituție și chiar de același președinte. În plus, exercițiul de opacitate e dublat de unul de superioritate în fața ziariștilor și implicit a opiniei publice. Toate informațiile de interes public referitoare la activitățile desfășurate cu ocazia vizitei oficiale pe care președintele României a efectuat-o la Bruxelles în perioada 15-16 ianuarie 2015 se regăsesc la secțiunea media de pe site-ul administrației prezidențiale, ne transmite președinția. Cu alte cuvinte, toate informațiile de interes public despre o vizită externă reprezintă suma câtorva fotografii, declarații și comunicate oficiale. Orice altceva e secret, chiar dacă e plătit din bani publici. Eu, simplu cetățean, îmi doresc o Românie normală. Diferențele dintre atunci și acum sunt puține, dar esențiale. Prima e aceea că în urmă cu 8 ani, președintele mergea cu aeronave închiriate de la Tarom, la prețuri comparabile cu cele plătite de instituția prezidențială în mandatul lui Traian Băsescu. Azi, pentru turneele externe, sunt închiriate aeronave de lux. Ultimele două astfel de turnee prezidențiale, în Asia și în America Latină, au fost făcute cu un Boeing 737-97, cu salon și dormitor, fabricat în 2015 și operat de Global Jet Luxemburg. În zborurile uzuale, oricât de scurte, președinția închiriază un business jet, de la Toyo Aviation. A doua diferență e că în 2015, Klaus Iohannis spera la încă un mandat prezidențial, ori prezentul îl pune în situația de a nu avea nimic de pierdut. Poate să joace cum i se cuvinismul la vedere. O a treia schimbare e legată de staful prezidențial. La momentul instalării la putere, Klaus Iohannis îi încredințase conducerea Departamentului de Comunicare scriitoarei Tatiana Niculescu-Bran, fost jurnalist BBC care era și purtător de cuvânt, dar care a demisionat după numai 4 luni. De mai mulți ani, administrația prezidențială e doar purtătoare de tăceri. Nu mai are niciun purtător de cuvânt, iar comunicarea e coordonată discret de consilierul prezidențial Daniela Bârsan, a cărui experiență anterioară relevantă e strict cea de șef al biroului de presă al PNL. Cea mai importantă diferență ține însă de raportarea la opinia publică. Într-un stat decis să depășească statutul de periferie europeană, cum se imagina România lucrului bine făcut, accesul la informații publice nu poate fi scurt-circuitat de la cel mai înalt nivel, fără să fi existat vreo schimbare a legii care îl garantează. În România prezentului însă, iată că se poate. Clasificarea acestor informații publice e în sine un labirint. Până de curând, informațiile despre banii cheltuiți în deplasările externe de președinții pe care i-a avut România n-au fost secrete, mai ales după 2001, când legea accesului la informațiile de interes public a arătat oricărui cetățean scurtătura pentru a le obține. Un simplu e-mail cu o întrebare precisă pe această temă. Astfel de date oferă nu doar indicii despre transparență, ci și despre eficiență în cheltuirea bugetului. Pe baza lor, pot fi puse de pildă în balanță costurile unui turneu internațional și beneficiile diplomatice sau economice obținute de pe urma lui. În lipsa lor, totodată, nimeni nu poate cântări dacă vizitele oficiale sunt mai mult decât excursii ale unui cuplu prezidențial cu stafuri extinse. Dar, în accepțiunea de azi a președinției, defalcarea cheltuielilor reprezentând deplasări externe pe destinații și categorii nu este posibilă, întrucât această operațiune ar conduce la încălcarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Pentru punerea lor la adăpost se invocă o hotărâre din timpul guvernului Radu Vasile, regulamentul privind organizarea, pregătirea și executarea zborurilor speciale, cu posibile modificări ulterioare. Însăși hotărârea e însă secretă. Așadar, în afara celor implicați în planificarea acestor zboruri, numai un judecător poate citi și constata dacă secretizarea informațiilor odinioară publice are temei legal. Până să se întâmple asta, e de remarcat absurdul întregii situații. Fără a fi clar când și de către cine, au fost clasificate de Avalma inclusiv informații pe care aplicații specializate în monitorizarea zborurilor le oferă în timp real. Sunt astfel accesibile numărul, modelul și fotografia oricărui avion care primește permisiune de decolare, traseul și chiar istoricul de zbor.
Dacă le-ar face publice, administrația prezidențială s-ar vedea nevoită să explice, de pildă, de ce pentru vizitele oficiale ale președintelui în America Latină întinse pe 8 zile, cu un program oricum foarte lejer, călătoria a durat 11 zile. Tot președinția ar fi în situația de a explica de ce un turneu mai degrabă protocolar a ajuns la costuri record de 550.000 de euro, așa cum arată execuția bugetară pentru aprilie 2023 în comparație cu luna precedentă. Informațiile nu sunt însă publicate de administrația prezidențială, ci de Ministerul Finanțelor pe portalul de transparență bugetară. Am contactat președinția întrebând cine, când și cu ce justificare a secretizat oficial aceste informații. Până acum nu am primit vreo clarificare. Considerăm totuși că administrația prezidențială este datoare să răspundă public la câteva întrebări esențiale pentru a înțelege dacă cetățeanul mai este, fie și teoretic, pus înaintea statului.